Pandurii sunt decimați înaintea duelului târgurilor din Liga 1. La Târgu Mureș, Grigoraș are mari dureri de cap și asta după ce a pierdut 3 oameni de bază după meciul de pomină cu Rapid. Astfel, Băciulă este suspendat după cartonașul roșu primit de la Augustus Constantin. Viera a încasat și el al 7-lea galben și va sta miercuri, în timp ce Pozniacul Vranieș s-a ales cu accidentare după intrarea cu talpa lui Marcus Antonio. În plus, Chiricheș și Cardoza sunt nerefăcuți și nu intră în calculele lui Grig. Ne va fi destul de greu, dar cred și sper că ne vom putea aduna, pentru că echipa asta n-ar merita să meargă mai jos. Eu zic că jocul nostru, prestația noastră de până acum ne dă dreptul să sperăm și ne dă dreptul să jucăm și la anul în prima ligă. Dacă Pandurii încă își fac griji pentru evitarea matineului, trupa lui Ioan Ovidiu Sabău nu mai are emoții după victoria de pe terenul Sportului cu 2-1. Mureșenii vor căuta să-și ia revanșa și după umilința din tur, când au fost bătuți de Pandurii cu 4-1. O să vedem dacă o să reușim să ne concentrăm pentru partida următoare. Primul un adversar care a scăpat de griji, dar un adversar forță, cred, în ultimele 4 etape, dacă nu mă înșel eu, 3 victorii și un egal. O echipă foarte puternică, care va dori sigur să-și ia revanșa după cel 4-1 din tur. Sper să-i recuperezi din pudere fizic, dar și psihic de data asta. În aceste condiții, Grigoraș va începe jocul cu un cuplu inedit în centrul apărării, format din Pintili și Rada. Voiculeț îi va lua locul lui Vranieș, în timp ce Mingote ar putea sări și el din schemă după gafa din meciul cu Rapid. Rezerva lui este însă Lazar, un portar considerat necopt pentru Liga 1 la doar 19 ani. Sper de data aceasta să fiu inspirat în alegerea primului 11. Duelul dintre Târgu Mureș și Pandurii se joacă miercuri de la ora 16:30.